perioadă. Fac referire acum la situația de la Ocolul Silvic Talmaza și dacă puteți să ne spuneți, să veniți cu un update pe acest subiect, totuși cum avansează ancheta și dacă sunt noi detalii din această anchetă. Informațiile pe care le am, sunt anchetați 15 persoane, 12 pădurari, un șef de ocol, șeful maestru pe întreprinderii. În cel mai scurt timp chiar am rugat directorul Mulțilva să finalizeze și să trimit actele către procuratură. Corupția în acest domeniu nu va fi tolerată. Ori noi ca stat investim foarte mulți bani și este important ca să exploatăm lemnul corect. Ce se întâmplă cu acești funcționari pe care ați enumerat dumneavoastră? 14 funcționari sunt suspendați din informații pe care le-am. Ne referim la pădurari sau ce? Chiar șeful de ocol este suspendat, încât înțeleg. Doi Talmaza. Pădurari, da. Șeful de ocol. Și în rest, deja se pronunță justiția. Și important este să transmitem actele. Să precizăm, șeful de ocol și doi pădurari sunt suspendați din funcție? Șeful de ocol 100% și... Din câte am înțeles, un pădurar și, dacă nu greșesc, un maestru. 14 sau 15 persoane care se referă la un ocol silvic. Există prezumția nevinovăției, dar este important ca toată ancheta să fie transmisă la procuratură. Noi, într-adevăr, am prevenit un furt de aproape 50 de mașini de lemn, așa ca să fie pe înțelesul tuturor, în jur de 490 de metri steri. Așa. Urmau să fie vânduți la negru.